Doamnelor, domnilor, stimată doamnă ministră, stimați domnule ministru, stimați director și director, onorată asistență, vă salutăm la evenimentul de lansare a proiectelor investiționale în universități și colegi pedagogice, inițiate în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu suportul Băncii Mondiale. În urma unui proces riguros de competiții și evaluare, au fost realizate mai multe proiecte câștigătoare, depuse de 13 instituții de învățământ din țară. Alături de noi, în această sală, sunt prezenți rectorii și directorii instituțiilor respective, cei care vor primi întrebările certificatele de confirmare ale finanțării. Proiectul va fi implementat până în anul 2025, iar valoarea proiectului acordat de Banca Mondială pentru realizarea acestuia este de 37 milioane de euro. Pentru deschiderea evenimentului, o invit pe doamna Natalia Caterinca, prim-ministra Republicii Moldova, cu salut! Bună ziua, stimați rectori și directori, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult să fiu aici, chiar dacă țara noastră traversează o perioadă deloc ușoară. Noi, totuși, mulțumesc! Deci chiar dacă țara traversează o perioadă deloc ușoară, noi nu trebuie să uităm despre obiectivele noastre de dezvoltare, despre aspirațiile copiilor noștri, despre aspirațiile noastre de a deveni o țară cu adevărat europeană. Și în domeniul educației, aceasta înseamnă investiții în calitate și modernizare, în asigurarea conexiunii bune între educație și cercetare, între educație și piața forței de muncă. Știm cu toții că economia viitorului este o economie bazată pe cunoaștere. Țara noastră are nevoie de ingineri care să construiască o Moldovă puternică, de specialiști inovativi în domeniul al IT, în domeniul industriilor creative, în alte domenii, de personal medical în care să avem încredere și care să ofere servicii de calitate, de profesori care să instruiască, dar mai important să inspire, să cultiveze valori în noile generații. Iar formarea tuturor acestor profesii trebuie să aibă loc cu metode și conținuturi relevante pentru secolul nostru, ținând cont de transformările prin care trece nu doar societatea noastră, ci întreaga omenire. Guvernul și-a asumat să asigure nu doar legislație bună, un cadru instituțional potrivit pentru dezvoltarea sistemică a sectorului, dar și resursele necesare pentru a asigura această calitate și modernizare despre care am vorbit. Recenta reformă instituțională a universităților va asigura cadrul instituțional pentru ca universitățile să se ridice la înălțimea așteptărilor tinerilor noștri și a societății. Acum venim și cu resursele necesare pentru a investi în primul rând în formarea pedagogilor, în formarea profesorilor noștri. Eu cred că fiecare din noi, dacă ne gândim cum am ajuns acolo unde am ajuns, cum am obținut anumite rezultate, neapărat o să ne amintim de un profesor care a spus cuvintele potrivite la timpul potrivit, care a găsit cheia la inima și creierul nostru și care a reușit să ne ghideze în viitor. Și dacă e să ne gândim ce ar motiva un tânăr care are acces prin internet, prin tehnologiile informaționale, la toată cunoașterea lumii, ce ar motiva un tânăr să vină la universitate sau la colegiu sau la școală? Aceasta este comunitatea pe care o poate crea un profesor.
activitățile interesante în care poate implica studenții. De aceea mă bucur foarte mult că majoritatea acestor fonduri care vin pentru susținerea reformei universităților, mai mult de 50%, vor merge spre domeniul formării cadrelor didactice. Și eu sunt sigură că prin aceste investiții asigurăm premisele integrării în spațiul european al educației și spațiul european al cercetării, acolo unde este locul firesc al sistemului educațional din țara noastră. Stimați conducători ai instituțiilor care vor primi aceste resurse, am toată speranța că veți face tot ce vă stă în puteri pentru ca în scurt timp să putem spune că avem un sistem educațional performant care să contribuie plenar la dezvoltarea țării. Și mai am un îndemn pentru dumneavoastră. Este important să avem cât mai multe tinere care să lucreze în domenii precum ingineria sau tehnologiile informaționale, pentru că eu sunt sigură că resursa de inteligență și de inovare a femeilor și fetelor din țara noastră este imensă. Vă rog să le oferim împreună toate condițiile de care au nevoie pentru a-și valorifica potențialul pe care le au. Este o mișcare globală, o recunoaștere că participarea femeilor în domeniul științelor, tehnologiilor informaționale, profesiilor ingineriești, a fost mai mult dominată de bărbați și cumva femeile nu s-au încumetat. Iată că vă îndemn pe dumneavoastră și le îndemn și pe tinere să aibă acest curaj, să se implice și în științe și în profesiile exacte. Vă mulțumesc și să fie într-un ceas bun să vedem rezultatul acestor investiții, acestor resurse în entuziasmul studenților care vin la dumneavoastră în instituții. Certificatele de confirmare a finanțării universităților beneficiare, care sunt 7 la număr. Și începem cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destenitanu, rector Emil Ceban, consum proiect în valoare de 2.150.000 euro. Universitatea de Stat din Moldova, rector Igor Șaru, trei subproiecte în valoare de 2.081.095 euro. Sunt sigură că veți realiza foarte multe cu aceste resurse, exact așa cum ați făcut și cu altele. Vă felicit cu ultimele deschideri. Rector Viorel Bostan, două subproiecte în valoare de 2.147.750 euro. Și alți sateliți, dar și care să ne ajute și în domeniul agriculturii, performanțe. Mai exact. Dar trebuie să includem și agricultura ca domeniul eligibil în acest proiect cu Banca Mondială. Universitatea de Stat Alecu Sorin Bălț, director Natalia Cașitoi, trei subproiecte în valoare de 1.978.500 de euro. Universitatea de Stat Bogdan Perucei cu HD din Cacul, rector Sergiu Cornea,
trăim cu proiect în valoare de 4.500.000 de euro. Aceste proiecte sunt implementate în cadrul componentei principale a proiectului Învățământul Superior din Moldova, și anume programul de îmbunătățire a Învățământului Superior, care are o valoare de 24.500.000 de euro din suma totală a proiectului de 35.700.000 de euro. Invit în continuare pe domnul ministru al Educației și Cercetării, Anatolie Topală, pentru a ne oferi mai multe detalii despre acest proiect. Stimată doamnă prim-ministru, stimați rectori, stimați directori, dragi colegi, bună ziua! Ministerul Educației și Cercetării a inițiat în vara acestui an un amplu proces de modernizare a învățământului superior și a domeniului de cercetare. Fuziunea mai multor instituții a fost un pas important pentru crearea unor instituții puternice. Pentru ca instituțiile să devină puternice, este nevoie și de resurse, iar astăzi noi acordăm aceste resurse. Disponibilitatea de resurse financiare poate să nu fie o condiție suficientă pentru consolidarea capacităților unei instituții și pentru creșterea calității procesului educațional, dacă nu sunt gestionate și valorificate cu maximă eficiență. Eficiența este asigurată atunci când investiția ajunge să fie văzută nu doar în infrastructură și dotări, dar și în sala de curs, adică în calitatea și relevanța procesului educațional și implicit în calitatea absolvenților. Stimați rectori, stimați directori, astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, vă mânăm certificatele care atestă faptul că ați câștigat resurse financiare pentru a investi în universitățile și colegiile pe care le conduceți. Resurse obținute în baza unui concurs desfășurat în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială. Suma alocațiilor prevăzute în proiect este cea mai mare investiție făcută vreodată în universități, constituind 25 de milioane de euro, dintre care astăzi acordăm 14,3 milioane de euro. Conform prevederilor proiectelor prezentate în concurs, finanțele sunt alocante pentru dotarea cabinetelor, laboratoarelor, centrelor de cercetare, a altor medii de învățare, pentru formarea resurselor umane, pentru îmbunătățirea programelor de studii, iar toate acestea trebuie să contribuie la calitatea procesului de studii și să fie simțite de studenți. În rezultatul implementării proiectelor investiționale, de Guvernul Republicii Moldova urmează să fie dotate circa 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 săli de curs și săli polifuncționale și alte spații de instruire, aproximativ 18 centre didactice și de consiliere, iar peste 20.000 de studenți și 1.500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții. Prin urmare, în perioada următoare, aveți toată libertatea, dar și responsabilitatea publică, să formați mai bine profesorii, medicii, inginerii și specialiștii în domeniul tehnologiilor informaționale. Aceasta poate fi făcut cu profesori și cercetători care știu să-și adapteze curriculumul cursurilor la necesitățile pieței muncii și să fie deschiși pentru schimbare. Asigurați un sistem de stimulare a performanței pentru profesori. Creați-le condiții pentru desfășurarea unui proces de calitate. Dezvoltați un sistem de asigurare a calității în instituții. Numiți persoane în funcție de conducere și științifico-didactice în bază de concurs și pe bază de merit. Asigurați transparența în eficiența și eficiența în gestionarea resurselor financiare. Reglementați și alte procese interne care să contribuie la creșterea și relevanța studiilor. Totodată vă asigur că Ministerul rămâne un aliat puternic al fiecăruia dintre dumneavoastră, care împreună cu colectivele pe care le conduceți, depuneți eforturi pentru a schimba în bine lucrurile. Ministerul în continuare va susține universitățile în procesul de modernizare prin alocare în bază de concurs în anul 2023 a altor 10 milioane de euro din cadrul bugetului proiectului Învățământul Superior de Moldova. De asemenea, în cadrul acestui proiect sunt finanțate un șir de activități relevante pentru asigurarea calității în învățământul superior. Elaborarea și revizuirea 300 de standarde de calificare pentru programe de licență, master, doctorat,
în 23 de domenii în conformitate cu cadrul național al calificărilor. Iar a rezultat îmbunătățirea programelor de studii superioare și a conținutului cursurilor. Gestionarea și întreținerea Registrului Național al Calificărilor. Îmbunătățirea mecanismelor existente de asigurare a calității. Asistența acordată pentru evaluarea și acreditarea programelor de studii și îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a programelor de studii. Consolidarea capacității Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Înregistrarea acesteia în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității, drept dovada conformității programelor de studii superioare naționale acreditate cu standardele și liniile de directoare pentru asigurarea calității în spațiul european și al învățământului superior. De asemenea, vor fi îmbunătățite sistemul de finanțare a instituțiilor de învățământ superior bazat pe criterii de performanță. Vor fi îmbunătățite capacitățile de management și monitorizare a sistemului de învățământ superior prin elaborarea unor sisteme informaționale, printre care un sistem unificat de e-admitere, un sistem de gestionare a învățământului superior și un sistem al pieței muncii. Am menționat doar câteva dintre activitățile care vor fi desfășurate în cadrul proiectului Învățământul Superior de Moldova, activități necesare pentru consolidarea învățământului superior. Reforma inițiată este una complexă și necesită în continuare eforturi mari, atât din partea Ministerului, cât și agențiilor subordonate, cât și din partea instituțiilor de învățământ. Unele rezultate se vor vedea în viitorul apropiat, iar altele peste câțiva ani. Dar sunt sigur că prin eforturi comune putem schimba lucrurile, astfel încât să asigurăm studii de calitate pentru tineri aici, acasă, în Republica Moldova, care după absolvire să contribuie la dezvoltarea economiei și a statului. Universitățile sunt centrul de putere al sistemului educațional și doresc împreună să le consolidăm pentru dezvoltarea țării noastre. Închei prin a mulțumi rectorilor, directorilor, echipelor de proiect din cadrul instituțiilor care au făcut posibil să lansăm aceste 20 de proiecte astăzi aici. De asemenea, mulțumesc echipei din cadrul Ministerului și echipei de implementare a proiectului. Vă mulțumesc și vă urez succes! Colegiul Alexei Matei din Chișinău, director Victoria Vercu. Colegiul Iulia Hașteu din Cahul, director Izere Marta de Ana Zbărciou, un subproiect în valoare de 339.175. Gracias.
Emil Ceva, rector al Universității de Stare de Medicină și Farmacie, președintele Consiliului de Rectorii. Excelență, doamnă prim-ministru al Republicii Moldova, stimate domnule ministru al Educației și Cercetării, dragi colegi, rectori, directori de colegiu, onorată asistență. Proiectul Fortificarea Educației prin Cercetare în Medicină în cadrul USMF Nicolae de Stimițanu din Republica Moldova sau așa numitul proiect ForceMed reprezintă implementarea în practică a conceptului de dezvoltare a învățământului superior medical cu genericul educație prin cercetare din strategie de dezvoltare a universității până în anul 2030. În acest scop, în cadrul proiectului ForceMed, se vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a planurilor de învățământ și a curriculurilor disciplinilor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi interdisciplinare, care vor permite îmbunătățirea abilităților studenților, masteranților, studenților doctoranți, medicilor rezidenți în activitatea de cercetare și aplicare a rezultatelor acestora, precum și în utilizarea celor mai noi tehnologii biomedicale în practica medicală de astăzi. Proiectul va permite de a dezvolta noi spații pentru activitatea experimentală științifică a tineretului studios, care convențional vor fi organizate în două mari compartimente. Medicină moleculară pentru dezvoltarea științelor în domeniul științelor fundamentale, cum ar fi biologia moleculară, biochimia, imunologia, morfologia, microbiologia, fiziologia, care se adresează studenților anul 1-3, și medicină profesională, care asigură abordarea prin experiment și cercetare a tuturor disciplinelor clinice din domeniu, terapiei, chirurgiei, ginecologiei și multe altele, și se adresează studenților anul 4, anul 6. Aceste laboratoare de cercetare vor constitui un suport semnificativ și în instruirea masteranților, studenților doctoranți, medicilor rezidenți, pentru obținerea competențelor necesare profesiei de medic prin cunoașterea metodologiilor din medicina contemporană, din medicina moleculară. Acesta, la rândul său, își au aplicația în tratamentul personalizat, care este vârful de lanț a medicinei contemporane. Astfel, în rezultatul implementării proiectului ForceMed, preconizăm să creăm semnificativ, să creștem semnificativ capacitatea de instruire a calității educației medicale din țară prin cercetare în universitate, în vederea formării medicilor și farmaciști de înaltă calificare pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova. De asemenea, motivarea, încurajarea și implementarea activă a studenților în procesul de învățare, cercetare, bazat pe experiment și obținerea competențelor necesare profesiei de medic, vor asigura o acordare eficientă a finalităților de studii la nivelul actual de dezvoltare a medicinei practice și a sistemelor biomedicale la cerințele pieței forței de muncă și la cerințele internaționale. În numele întregii comunități academice, universitare din țară, și din partea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimțanu de Republica Moldova, am onoarea și deosebită plăcere să vă adresez alese cuvinte de mulțumire și profundă gratitudine Guvernul Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova pentru această oportunitate extraordinară de dezvoltare a învățământului universitar din Republica Moldova, a învățământului medical din Republica Moldova în beneficiu întregii țări și alinierea ei la cerințele europene. Mulțumesc mult! La acest domeniu au fost aprobate 5 proiecte valoare de peste 2 milioane de euro.
invit în continuare pe domnul Igor Șaru, rector al Universității de Stat din Europa, pentru a prezenta proiectul în acest domeniu, dar și alte subproiecte câștigate de Universitatea de Stat din Moldova. Stimată doamnă ministru, stimate domnule ministru, stimate domnule secretare de stat, dragi colegi rectori, onorată asistență, vreau să mulțumesc de stat pentru organizarea acestui eveniment și clipa mult așteptată, la care au trudit mai multe persoane, este realizată astăzi. Universitatea de stat din Moldova a câștigat 3 proiecte, mă voi referi astăzi la unul din ele, IT Hub. Nu e secret pentru nimeni că dinamica înaltă a dezvoltării domeniului TIC în 30 de ani este incontestabilă. Problemele de studii se actualizează permanent, apar, se dezvoltă, se transformă în permanență. Ultimele tendințe dezvoltarea infrastructurilor digitale indică clar direcțiile noi esențiale pentru studiile superioare de performanță în domeniul tehnologiilor informaționale. Acestea sunt programe cloud computing și inteligența artificială. Ele, la rândul lor, sunt sprijinite de cursuri moderne de analiza volumilor, mari de date, big data, studiu algoritmilor genetici și heuristici, probabilitate, statistică și un volum enorm de calcule și date stocate, combinate și interpretate. În procesul de dezvoltare a conceptului IT Hub, colegii au selectat acele obiective ale strategiei universitare, care în mod special speriază pe vectorul de modernizare a istorierii TIC, infrastructurii digitale a universității, calității studiilor și a cadrelor didactice. În rezultat au fost formulate 3 probleme majore care urmează a fi rezolvate în procesul implementării proiectului, dar și soluțiile pentru rezolvarea eficientă a acestora. Primul, modernizarea procesului educațional în domeniul TIC, cel de-al doilea, modernizarea infrastructurii în corelație cu conținuturile cursurilor care sunt predate și, în sfârșit, cel de-al treilea, promovarea a programelor tehnologiilor informaționale și de atragere la programele de studiu unui număr mare de studenți. În rezultatul realizării acestui proiect, estimăm la Universitatea de Stat Moldova o creștere esențială a calității studiilor pe domeniul tehnologiilor informaționale, creștere obținută în bază la îmbunătățirea infrastructurii, al doilea, formarea cadrelor didactice și, în sfârșit, cel al treilea, crearea unui mediu de instruire modern, legal, autorizat pentru studenții Universității de Stat din Moldova. În acest context, venim și cu sincer mulțumiri pentru Guvernul Republicii Moldova, primiți din partea întregii comunități universitare, stimată doamnă prim-ministru, aleasă noastră prezire. Domnul ministru, îi mulțumesc nu numai în calitate de ministru astăzi, că am muncit foarte mult timp la acest proiect, îl cunoaște cap-coadă, așa cum o cunoaște și doamna Nadejda Veliș, cu negocieri cu colegii de la Banca Mondială. Cred că ar fi cazul astăzi să ne aducem aminte și de fostă directoare a Băncii Mondiale Republica Moldova, Ana Halcață, da, care este cum a România, de Lucia Casapu, echipa de la Banca Mondială care au negociat. Și nu să nu uităm inclusiv și de colegii din Direcția de Învățământ Superior și, în ultimul rând, de echipa domnului Sergiu Harea, care a implementat atât proiectul învățământului general, cât și învățământului superior. Dacă ceri cineva că e ușor, e foarte complicat. Eu nu știu dacă mai este la Curtea de Conturi vreun proiect care să fie apreciat cu excelent. Da? Deci proiectul ăsta vorbește despre profesionalism. Da? Sergiu Harea, Nadejda Botea și întreaga echipă. Sincer, mulțumiri întregii echipe și neasă, domnul ministru, multă tărie în continuare și noi să realizăm obiectivele noastre. Vă mulțumesc! Acest domeniu au fost aprobate 4 proiecte în valoare de 2.321.000 euro. Îl invităm pe domnul Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice a Moldovei, pentru a prezenta proiectul câștigat din acest domeniu. Modernizarea proiectului pentru formarea și proiecturilor profesionale și inginerie electronică, automatică și robotică, drept răspuns la cerințele industriei 4.0. Stimată doamnă prim-ministră, stimate domnule ministru, dragi colegi, mă alătur și eu la ce au spus
antevorbitorii mei, noi în sfârșit vedem lansarea acestor proiecte, suntem gata și sunt convins că în câțiva ani deja rezultatele vor fi palpabile. Primul subproiect pe care îl are Universitatea Tehnică ține, după cum am menționat, de Industria 4.0, un concept inovativ la nivel global, care vine să facă aceeași revoluție pe care au făcut-o tehnologiile informaționale în domeniul ICT. Același lucru deja se întâmplă și în toate procesele de producție și ne va permite să rezolvăm mai multe sarcini, inclusiv actuale, cum ar fi securitatea energetică a Republicii Moldova sau securitatea cibernetică. Astfel, acest proiect, pe scurt, presupune, în primul rând, revizuirea și completarea și crearea pe locuri a unui curriculum universitar de viitor pentru Industria 4.0, care să fie sustenabil, interdisciplinar și colaborativ. Ne-am propus două obiective, în primul rând, reproiectarea curriculară pentru domeniul inginerie și activități inginerie și, în acest sens, dotarea laboratoarelor cu utilaj de automatizare, robotizare, softwareizare a proceselor de producție în diverse sectoare ale industriei. Un obiectiv va consta în crearea unui hub de Industrie 4.0 care va include cel puțin 5 laboratoare de electronică aplicată, acționări electropneumatice pentru automatizări industriale, tehnologie avansată de fabricare cu mașini cu comandă numerică, energii regenerabile și fabricare inteligentă. Proiectul prevede de asemenea lansarea programului de studiu nou la nivel licență tehnologii digitale de fabricație, unui program nou, cel puțin a unui program nou de master, dezvoltare integrată de produs și a 5 module tematice pentru formare continuă, formare profesională pe tematica Industriei 4.0, o cerință foarte mare a companiilor prezente în industrie. De asemenea, va fi reproiectat conținutul curricular pentru cel puțin 4 programe de licență, 2 de master și dezvoltarea a unui șir de cursuri noi pentru a fi introduse în aceste programe. Exemplu de cursuri noi ține de eficiență energetică a unităților de producție sau managementul energetic în fabricație și de asemenea vor fi realizate formări pentru dezvoltarea competențelor verzi. Pe lângă laboratorul de energie regenerabile, în cadrul acestui proiect se preconizează instalarea cel puțin 180 de kW putere instalată în campusul Universității Tehnice și atunci când proiectam acest proiect foarte important, nu știam cât de actual va deveni acest submodul astăzi pentru universitatea noastră în contextul crizei energetice și vor fi organizate de asemenea și mai multe activități pentru studenți, seminarii, workshop-uri și școli de vară. Beneficiar peste 2400 de studenți de la profilul ingineresc și cadrele didactice, precum vor fi atrase și asociațiile studențești pe care le avem, cel puțin Asociația Board of European Students and Technology și Liga Studentelor în Inginerie, o asociație, un grup foarte activ în Universitatea Tehnică și, într-adevăr, și noi ne dorim să creștem cota domnișoarelor și doamnelor în inginerie, precum și creșterea cotei bărbaților în design vestimentar, în arhitectură sau în tehnologie alimentară. Și de asemenea, în context, considerăm oportună constituirea de parteneriate sustenabile cu companiile din domeniu ca să aibă loc, într-adevăr, acea integrare între mediul academic și industrie. Și un alt subproiect ține de tehnologii informaționale și comunicații, un proiect la fel de important, proiectul DataSea, o finanțare de 300.000 de euro și aici vrem să ne axăm pe domenii cum ar fi cyber security, data science, știința datelor și aplicabilitatea instrumentelor IT în mai multe subdomenii. Și în acest sens vor fi dotate cu echipamente un șir de laboratoare, fie existente, fie noi, în primul rând laboratoarele de fizică aplicată, fiindcă aici avem o problemă și Ministerul știe cu curricula la fizică în școli și creșterea ponderii celor care fac profil umanist în școli și când vin la Universitatea Tehnică se confruntă cu dificultăți în a asimila materia universitară. De asemenea, două laboratoare pe analiza datelor, un laborator pe rețele de calculatoare și comunicații și să creăm un hub de securitate informațională, inclusiv o platformă de simulare a atacurilor cibernetice, cu dotarea cu servere și echipamente de calcul. Astfel, iarăși, vor beneficia
În principiu, toți studenții de la Universitatea Tehnică, nu doar pe profilul ICT, dar dacă vorbim de profilul ICT, 2500 de studenți și personal didactic, științifico-didactic, asociațiile studențești și toată comunitatea și, desigur, industria. Noi vă mulțumim pentru această oportunitate și vă asigurăm că toate fondurile pe care le vom obține vor fi asimilate cu succes, iar absorpția lor va fi una extrem de mare. Și domnul Harea, eu abia aștept să ajung la echipa de implementare să discutăm și despre alte domenii care la prima etapă au fost lăsate. Domeniul de tehnologii, construcții și, desigur, că domeniul de agricultură. Eu vă mulțumesc! Domnule ministru, dragi colegi, onorată asistență, în numele echipei consolidate a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, o echipe consolidată în rezultatul fuziunii în par aceasta, vine și-a propus a implementa proiectul Asigurarea Calității și Relevanței Formării Profesionale a Viitorilor Pedagogi prin programe de studii inovative și conexia la piața muncii, care are drept scop reconceptualizarea programului de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxeologice și digitalizării procesului de formare profesională în acord cu cerințele pieței muncii. Proiectul își propune îmbunătățirea calității programelor de studii pedagogice în vederea adaptării lor la necesitățile pieței muncii prin reevaluarea, reconceptualizarea ofertei educaționale actuale, dar și dezvoltarea și promovarea programelor noi, studii inovatoare, în acord cu tendințe și cerințele actuale ale pieței muncii și a contextului social. Digitalizarea procesului de formare profesională a studenților pedagogi prin modernizarea sistemului de învățământ în domeniu, prin dotarea spațiilor de învățare cu tehnologii și resurse informaționale moderne, dezvoltarea competențelor digitale atât a studenților cât și a cadrelor didactice. Facilitarea tranziției absolvențelor din mediul academic universitar pe piața muncii prin crearea unui sistem instituțional de monitorizare a inserției profesionale în domeniul de formare și angajare absolvenților, dar și creșterii profesionale acestora și a bazei de date cu absolvenți și angajatori. Consolidarea resurselor și a capacităților instituționale ale universității prin dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, manageriale, auxiliare, fortificarea capacităților de management instituțional a bazei tehnico-materiale a universității prin crearea de spații educaționale atractive, moderne, a mediului educaționale prietenoase, motivaționale atât pentru studenți cât și profesori și realizarea cursurilor universitare și stimularea activității didactice școlare în cadrul orelor practice de laborator. Creșterea gradului de atractivitate a profesiei de pedagog, în rândul potențialilor studenți, absolvenți din învățământul general. Activitățile acestui subproiect se completează reciproc și contribuie la atragerea următoare rezultate macro. Crearea și dotarea 10 clase multifuncționale bazate pe conceptul de învățare experimentală, învățare experiențială, create, dotate, ce reprezintă spații inovative cu resurse educaționale, materiale, informaționale și digitale. 4 centre universitare polivalente pentru coordonarea politicilor, strategiilor universitare de implementare a programelor inovative de formare a cadrelor didactice. Educația în carieră a tinerilor, promovarea profesiei de cadru didactic și atragerea în profesie, monitorizarea inserției profesionale,
consilierea studenților practicanți, absolvenților universității în debutul carierei prin centrul de practică pedagogică, dar și satisfacerea nevoilor informaționale ale utilizatorului, consultanță și documentare academică și cercetare prin centrul de informare și documentare. De asemenea, ne propunem deschiderea unui hub universitar, EDU Digital Hub, pentru organizarea activităților interdisciplinare care încurajează colaborările, inovația în oferta educațională, crearea unui sistem, unui soft informațional de monitorizare a angajării studenților în câmpul muncii, o platformă multimedia universitară de resurse tehnologice digitale dezvoltate în cadrul proiectului. De asemenea, ne propunem reconceptualizarea, revizuirea peste 45 de programe de studii, dar și crearea de 8 programe noi, programe care vin în context cu perspectivele abordării integrate și praxeologice a viitorilor pedagogi. De asemenea, ne propunem elaborare unui program inovativ de formare a mentorilor școlari și o bază a mentorilor școlari atât din universitate cât și din instituții de învățământ general. Programul și proiectul își propune și studii, cercetări și produse analitice interne. Ne-am propus minimum unul pe an, ce reprezintă situația reală privind gradul de satisfacție, dar și impactul programelor de studii realizate și accesibile pentru publicul larg. Avem fermă convingere că implementarea acestui proiect va consolida resursele și capacitățile instituționale, va permite modernizarea bazei tehnico-materiale a universității, spuneam, prin crearea unui mediu atractiv, modern, prietenos, motivațional pentru studenți și cadre didactice, va spori motivarea cadrelor didactice de a accede în profesie, dar și a rămâne în profesie, și va schimba statutul în consecință a profesorului în societate. Țin și eu să mă alătur la cuvinte de recunoștință atât Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației pentru această oportunitate. Este o oportunitate inedită oferită sistemului de învățământ de Republica Moldova, care sunt sigură face tot necesar pentru a face tot posibilul ca studenții să rămână aici, acasă, pentru că în Republica Moldova se pot realiza studii de calitate. Mulțumesc! Thank you.